Moldova? Trebuie să mergem înainte, într-un pas bun. Eu să deschide calea mai bine. Am copii, am deal de voie și... și măcar pentru voi mai bine. Da, unirea cu România? Îi gine, dar simt fiecare la noi acasă. Are inim, iară... Susțineți integrarea europeană a Republicii da, Moldova? Da, mm-hmm. Și unirea cu România? Ce părere aveți că Republica Moldova să fie un stat european? De mult trebuie. Da, de mult trebuie. Să fie în componență României. Să fie în componență României. Mai trebuie să vedem, că lumea încă mulță nu-i gata. Și cum e moldovean, ca spun? Ar trebui și mă integrăm, dar să vedem așa o justiție mai sensibilă. Apoi da, dar justiția rău lucrează. Pe unirea cu România, ce părere aveți? Da, fiecare cu casa lui. Avem un neam, avem o vorbă, avem un graie. În România, prin da, pe țara și mie bogat, dragul. Și mie mare, are uzini, mai are fabrici. Ei s-au dezvoltat, e bază de, s-au dezvoltat infrastructură. Oare n-ar fi bine să dezvoltăm și în Moldova uzini, fabrici? Bine, dar tare mătățic țara noastră și n-are putere. În primul rând de guvernare, în altul rând depinde de oameni care trebuie. Uniunea a turnat acord foarte multe granturi nerambursabile pentru deschiderea noi la afaceri, deschiderea noi locuri de muncă. Avem drumuri, infrastructură, medicină. Și drumurile, fost vorba că chiar am uiat cu săptămână urmă s-au făcut drumul ăsta. S-au făcut de 5 metri, s-au făcut din 4 metri jumătate numai. S-au făcut mai îngust că nu îți bani. Și vorbi și ne-i ales. Integrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Împotriva. Dar de ce? Nu mă satisface. Dar știți că salariile sunt mai mari, pensiile la fel. Medicina e mult mai dezvoltată, noi locuri de muncă. Da, unirea cu România nu o vedeți, da? Nu. Integrarea europeană înseamnă salarii mai mari. Nu ajung, la Moldova niciodată n-a să ajungă. Că aici sunteți talhari. Aici sunteți bandiți, înțelegeți, aici e tot. Da, unirea cu România o vedeți ca soluție sau nu? Nu, eu nu.